În programul administrat de Camera de Comerț poate aplica orice persoană, indiferent că este șomer sau angajat. Condiția esențială este să vrea să pornească o societate la oraș, cu profil non-agricol. Înscrierile se pot face încă de pe acum, însă câștigătorii vor fi anunțați, cel mai probabil, la începutul anului viitor. Condiția esențială care se pune este să angajeze doi oameni, dintre care unul poate fi administratorul firmei și să păstreze locurile de muncă nou create, cele două locuri de muncă nou create, pe o perioadă de 18 luni. În toată această perioadă ei vor fi sub monitorizarea noastră ca beneficiari, iar în fiecare județ a fiecărui partener, și vor primi îndrumare și consiliere din partea experților angajați special în proiect pe această temă pentru a-și dezvolta afacerea și sau măcar să o mențină pe linia de plutire. Ca noutate, tinerii nici măcar nu trebuie să aibă firma înființată. Mai întâi trebuie să se înscrie și să participe la câteva cursuri de educație antreprenorială, unde vor învăța și cum să facă un plan de afaceri. De-abia apoi vor trebui să-și facă persoana juridică. De asemenea, tinerii nu vor trebui să aibă banii înainte și nici să ia de la bancă. Banii se vor da în avans, în două tranșe și vor putea fi cheltuiți pentru aproape orice. Suma totală pe care o pot cere este de maxim 40.000 de euro. Plata se va face în două tranșe, este pe sistemul ajutorului de minimis, se va face în două tranșe. La începutul, după aprobarea planului de afaceri, 75.000 de euro vor primi. 75% din sumă, urmând ca în anul următor, dacă fac dovada cumulării unei cifre de afaceri de minim 30% din suma primită, să primească diferența de bani. Aceasta nu este singura oportunitate pentru botoșeneni. Pe lângă cea oferită de Camera de Comerț, mai sunt și banii pentru cei aflați la muncă în străinătate și vor să se întoarcă acasă. Programul se numește România Diaspora și va începe în următoarele luni. Este destinat doar celor ce pot face dovada că au avut rezidența în străinătate, cel puțin un an de zile în ultimii 3 ani.